mai speriați. Dar domnule general, ieșim din NATO și din UE sau stăm acolo? Ce părere aveți? Domne, uite ce părere am eu. Fiecare să ducă la casa lui și la mămicea lui. Corect. Și să lase, să stea acasă la el. Ce caută la Marea Neagră? Vă întreb eu. Ce caută la Marea Neagră? Plajă. Plajă? Plajă. Plajă. Plajă care miroase... Care miroase a gaz, a petrol. Da. Doamne, noi spunem niște lucruri catastrofale aici. Dar adevărul e ăsta. Ce-am fost mai? Ce-am fost noi mai în țara asta? Ce-am ajuns? Sunteți bucuroși că unii din copiii voștri sunt pe la firme, a trăiesc bine, au o leafă mare, să suie mașină, să duc nu știu unde, vindă nu știu unde, așa. Foarte bine. Slujesc, însă nu ne slujesc pe noi. Și eu am nepoții mei, tot așa, foarte bine aranjați. Nu ne slujesc pe noi. Se slujesc pe ei și, și slujesc stăpânii. Aia. Așa, bun. Care este situația? După opinia mea, modestă, este. Duceți-vă, fraților, acasă. Nu ne mai puneți bombe atomice aici sub pretextul că ne faceți, nu știu ce, curent electric ieftin și asta, dar ne puneți bombe electrice atomice aici și în momentul când vă supărați, apăsați pe buton și duceți-vă acasă. Le-a spus la polonezi, ați văzut ce le-a pus, da? Le aduce armament care termină o lume întreagă. Ce caută Ucraina? Ia lor? Nici măcar Ucraina nu e a Ucrainei, dar nu mai contează. Deci, nu mă extind, mă rezum la noi. Înțelegeți odată că suntem sub ocupație militară și că guvernanții actuali sunt slugile, eu sunt foarte violent, pentru că atunci când a murit zeci de mii de români pe front, ca să scape țara asta, tot să o elibereze, așa, nu am dreptul să tac. Dacă tac, mă bleastemă aia din morminte, camarazii mei. Zice, mă, ai supraviețuit, nu ți-e rușine. Doi unchi ai mei sunt de la Mărășeș, nu pe povești, eu vă arăt documente, foi calificative. Aia se răsucesc acolo, morând, și zice, mă, blestematule, ai ajuns general. Și ce faci? Dormi pe tine? Nu se poate. Și voi aveți obligația, aceeași obligație pe care am eu. Adevărul. Atât. Adevărul și dacă nu place, dacă nu place adevărul, dacă adevărul pe care îl spuneți dumneavoastră nu place puterilor occidentale, ce facem? Ne arestează. Să fie sănătoși. Nu e ușor să spui adevărul astăzi. Unde scrie că nu e voie? Băi, unde scrie? Scrie undeva că nu e... Măi, oameni buni, ia să vă iau eu puțin la militarie pe voi. Vă rog. Măi, când au dat ei HCM-ul ăla ca fetițele de 3 ani să înceapă viața sexuală, a zis ceva, a stăcut în papuci. Când scrie acolo, în super, ați văzut vreodată super memorandumul de la Strasburg? Da. Da. L-ați văzut? Aud acolo un da. Da. Și ce scrie acolo? La învățământ. Dacă profesorul refuză să asiste la o lecție de sex, să aducă o prostituată și să facă sex în fața copiilor. Scrie, mă, în ăla. Scrie. Și se face. Și voi tăceți. Tăceți. A, vă supărați când vă pișcă la buzunar. Atunci ieșiți cu mulți și afla. Dar când își bagi joc de istoria românilor, când își bagi joc de copiii noștri,
când nu mai învață nimic, învață, ce învață? Ce învață? Ce învață? Ați văzut? O dăscăliță care s-a, nu știe altceva decât românitate. Mi-a crescut 3 sau 4 generații, am asistat din aici, de Paști, de Crăciun, de sărbătorile noastre naționale. Nu se face așa, se face așa. Nu se face... Da, de ce? Suntem cumini, noi suntem blânzi. Aici, Dumnezeu să mă ierte, bine că nu mă aude, pentru că ăsta, părintele stareț, este și duhovnicul meu. Și îmi dă la mătănii de m-am sătură. Dacă mă aude acum, vai de capul meu. Deci, și dumnealor sunt de vină, pentru că toleranță, toleranță, care toleranță? Vii mă omori și eu sunt tolerant. Înseamnă că nu l-au citit pe Steinhardt. Steinhardt a spus că Dumnezeu ne-a zis să fim buni, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Și Luca, eu nu sunt teolog, dar asta îmi place foarte mult. Luca 23:26 spune așa, a zis Hristos, acum vindeți veșmântul tău și cumpărăți sabie. Corect. E perfect. Așa de bine îmi pică. Da, Iisus când s-a dus și le-a distrus toate tarabele din fața templului și i-a biciuit, cum a fost? E, biciul ăla îl caut și eu, dar nu-l găsesc. Dacă îl găsesc eu, îmi permiteți, domnul general? Vă rog să-l și folosiți. Mulțumesc! Poate să fie la Vatican, cine știe. Să-l folosești, da. Ai, da, ți-a ieșit un părâmbel din gură. Măi, fiți atenți aici. Eu vă zic și măi și ăștia, pentru că sunteți sus de vârsta copiilor mei. Fiți atenți aici. Au fost două găselnițe ale ocultei financiare care să ne distrugă. Una, ecumenismul și a doua, postmodernismul. Ce înseamnă postmodernism? Luați-l pe domnul Pleșu, luați-l mai ales pe uriașul filozof Patapievici. Așa, luați-l și citiți. Noi suntem un popor patibular, în patru labe umblăm. Cine a vrut și cine n-a vrut în istorie a făcut pipi pe noi. Suntem ca un fund. El zice altfel pe românește, eu sunt delicat, așa, fără și la spinării, limba română nu mai trebuie să o folosim decât pentru înjurături. Ăsta-i marele Patapievic. Iar domnul marinar, cu cultura lui de tavernă, de port, l-a decorat, l-a făcut mare, tare și așa mai departe, a reprezentat cultura românească pe mapamond. Eminescu, pentru el, este cadavrul nostru din Debara. Deci, ăsta a avut dupeul ca la Academie Militară să se ducă să țină o cuvântare deci, și nimeni din colonii, din generalii de acolo nu s-a sculat să-i dea un picior în un șut și să-l dea afară, marș afară, scârbă. Sau să-i îndeplinească dorința să folosească limba română numai strict pentru înjurături. Și trebuia să... Bravo, doamnă, bravo. Ești deșteaptă. Eu? N-ați văzut că am început din Parlament? Cum zice unul ceva? Ardeți-l. Așa să știți că m-au înțeles. Până acum nu m-au înțeles. Cum am început să vorbesc pe limba lor, m-a înțeles tot Parlamentul. Și pe de aici, de acolo. Asta nu e de uitat. Cu patriarcul trebuie reținut, da. Neapărat. Deci am ajuns la ecumenism. Este o afară. Ce spun postmoderniștii? Spun așa, nu putem să demolăm o cultură, o istorie, ci ne batem joc de ea. Și atunci își bag joc. Vlad Țepeș sau Mihai Viteazu. Fiți atent aici.
Mihai Viteazu este primul antisemit din istoria voievozilor români. De ce? De ce e el primul antisemit?